Un eveniment grandios se arată la orizont. Poate cel mai strălucitor eveniment care a putut să existe vreodată. Este vorba despre manifestare autorității lui Dumnezeu în această confruntare dintre bine și rău, despre decizia lui Dumnezeu de a încheia drama păcatului pe acest pământ și de a se reinstaura împărăția lui Dumnezeu în toată plinătatea, în tot universul. Dacă citim în capitolul 19 din Apocalips, putem să ne imaginăm un adevărat oratoriu. După aceea am auzit în cer un glas puternic, ca de gloată multă, care zicea: Aleluia! A Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, slava și cinstea și puterea, pentru că judecățile Lui sunt adevărate și drepte. El a judecat desfrânata care strica pământul cu curvia ei și a răzbunat sângele robilor săi din mâna ei. Și a zis a doua oară: Aleluia! Fumul ei se ridică în sus, în vecii vecilor. Cei 24 de bătrâni, cele 4 făpturi vii, s-au aruncat la pământ, s-au închinat lui Dumnezeu, care ședea pe scaunul de domnie, și au zis: Amin! Aleluia! Și scaunul și din scaunul de domnie a ieșit un glas care zicea: Lăudați pe Dumnezeul nostru, toți robii Lui, voi care vă temeți de El, mici și mari! Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape mari, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: Aleluia! Domnul, Dumnezeul nostru cel atotputernic, a început să împărățească, să ne bucurăm, să ne veselim, să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului și soția lui s-a pregătit. I s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor, curat. Știți, inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Apoi mi-a zis: Scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis: Acestea sunt cuvintele adevărate ale lui Dumnezeu. După ce citești primele 13 capitole din Apocalipsă, nu te mai aștept să mai întâlnești un așa mesaj în toată cartea, dacă o citești prima dată. Este total diferit față de ce ai văzut până acum. E adevărat că în prezentările tumultoase care apăreau când se părea că tensiunea urcă la maxim, deodată se făcea o paranteză, se deschidea o fereastră de lumină care dădea credincioșilor o gură de oxigen, mai respirau puțin, mai se relaxau puțin și ziceau: totuși mai sunt șanse, totuși e bine. Dar acum tabloul este total diferit. Se vestește eliberarea, se vestește împlinirea dreptății, se pun lucrurile în adevărata lor ordine. Noul Ierusalim, cetatea sfântă, se arată în strălucirea ei.
Se vede contrastul, dacă citim Apocalips 17, 18 și 19, vedem două cetăți în contrast. Dacă până nu de mult părea că Babilonul, cetatea cea mare, este atot puternic, atot stăpânitoare, că nu-i scapă nimic și că dacă nu te pui bine cu ea, n-ai nicio șansă, de data aceasta se vede că ceea ce părea strălucire, pălește. Și este evidențiat contrastul între Babilon, cetatea cea mare, locașul tuturor spurcăciunilor și noul Ierusalim. Contrastul acesta face să strălucească mai mult împărăția lui Dumnezeu și răsplătirile pe care El dorește să ni le prezinte. Pe de altă parte, mai găsim un alt contrast în partea care urmează din Apocalipsă. Este vorba despre biserica triumfătoare care se găsește în noul Ierusalim, cetatea împodobită cu extraordinar împărăția lui Dumnezeu, care este pusă în contrast cu biserica oropsită, biserica prigonită din prima parte, din primele trei capitole ale cărții. Și biserica aceea care sta prin catacombe, biserica aceea care era amenințată, la ora aceasta este în strălucire, este în posesia răsplătirilor pe care Bunul Dumnezeu i le-a pregătit, pe care i le-a promis și care la ora aceasta nu mai sunt nici pe departe promisiuni, ci este vorba de o realitate. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Prin aceste cuvinte se subliniază importanța vedeniei care urmează în capitolul următor, în capitolul 25, scuzați-mă, în capitolul 21, și anume că într-adevăr sfinții sunt văzuți în poziția și în raportul de răsplătire și de privilegiație ai Domnului. Dumnezeu confirmă această culminare extraordinară a conflictului uman prin aceea că se prezintă pe el ca fiind Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, un titlu care este aplicat deopotrivă și lui Dumnezeu Tatăl și lui Dumnezeu Fiul. El este începutul, El a creat toate, prin El sunt toate aduse la existență, prin El se țin toate și El le susține și le conduce pentru totdeauna. Dumnezeul Creator, începutul, Mântuitor, Desăvârșitorul, Dumnezeul tuturor lucrurilor. Iar cei care au fost credincioși în vremuri nefavorabile câteodată, alteori în condiții bune, aceia vor avea parte să fie de acum totdeauna cu Domnul. Imediat după viziunea judecății executive are loc distrugerea finală a răului și intrăm în viziunea unei lumi reînnoite, create din nou de Dumnezeu. O lume pe care noi nu o mai cunoaștem, n-am mai cunoscut-o. O lume despre care credem că a existat cândva, atunci când Dumnezeu a creat toate lucrurile, când s-a uitat și a văzut că și a zis, iată că toate sunt bune. O lume pe care ne-a promis-o, dar cu privire la care nu avem niciun termen de referință, dar care acum este realitate. Un pământ absolut nou, cum reiese din accentuarea diferențelor dintre realitatea nouă
și realitatea veche. Realitatea nouă diferă totalmente de ceea ce a fost până acum. Marea nu mai era. Moarte, nici atât. Durere, lacrimi, plâns. Lucruri care ne sunt atât de familiare, atât de comune, lucruri de care nu ne putem percepe pe noi diferiți, separați de ele. Cum să fim noi fără durere, fără suferință? Cum să fim noi într-o lume în care nu există moarte? Și cu toate acestea nu le mai vedem. Templu. Nu mai e nevoie de templu. Nu mai e nevoie de un loc, nu mai este nevoie de condiții speciale în care să-L întâlnești pe Dumnezeu, să te duci în prezența Lui Dumnezeu, dar totuși, deși ești în prezența Lui, prezența Lui să fie distantă, să fie greu percepută. Dumnezeu, Iisus Hristos, este templul. Nu mai este nevoie de soare și de lună, pentru că Hristos este soarele. Nu mai este noapte, nu mai sunt porți închise ca să dea siguranță, nu mai sunt uși încuiate, geamuri blocate, ferecate. Nu mai este păcat, nu mai este blestem. Dumneavoastră, vă dați seama ce lume e asta? Noi credem că înțelegem. În realitate, noi înțelegem decât foarte puțin din ceea ce înseamnă această lume. Pe de o parte, pentru că nu avem termen de referință. Din acest motiv, inspirația se străduiește să găsească și să inventeze tot felul de simboluri care să ne dea o imagine, o părere, o viziune despre cam cum ar fi, dar nici pe departe nu este. Este cu mult mai mult decât reușesc aceste imagini, aceste simboluri, aceste cuvinte atât de limitate. Dar pe de altă parte, capacitatea noastră este atât de limitată. Suntem atât de învățați, atât de amprentați de păcat, încât greu să înțelegem cum e lumea fără păcat, cum e lumea neprihănită, cum e lumea în care există doar nevinovăție. Cum o fi acolo? Și cu toate acestea, cu toate aceste limitări, cât reușim să ne imaginăm și numai așa, ne dăm seama că este vorba despre o lume cu totul și cu totul deosebită. Ne găsim în centrul unei noi creații. Patru lucruri sunt spuse în mod explicit că nu vor. Un cer nou, pentru că cerul dintâi a trecut, a pierit. Un pământ nou, pentru că pământul dintâi nu mai este. Un nou Ierusalim și toate lucrurile noi. Noi, pastorii, începem să slujim cu drag în câte o biserică și este bine și ne legăm de frați și ne simțim bine să fim împreună și parcă n-am mai plecat din biserica respectivă. Cu toate astea, pe măsură ce timpul trece, mai apar, fie din greșeala noastră, fie din percepția sau reacția nepotrivită a unora dintre credincioși, mai apar situații. Și ne vedem câteodată intrați pe fundătură și nu mai știm cum să ieșim, cum să scoatem. Așa vi se întâmplă și dumneavoastră în viața de toate zile, în diferite, la locul de muncă, în familie, în relația cu vecinii. Uneori să vedeți că nu e în ordine. Ați vrea să o luați la capăt, dar nu puteți, că ori de câte ori încercați, nu mai iese. Și pentru noi, uneori, o mutare este salutară. Te mută, ne pare rău că ne-am despărțit de oameni pe care mi-am iubit, de oameni care ne-am legat, care am făcut lucruri frumoase împreună, dar când venim într-o biserică, nu,
O putem lua de la capăt. Poate exista un nou început în care să construiești, ținând cont și de eventuale greșeli din trecut, și să fie mai bine, să fie altfel. Imaginați-vă însă că acum este vorba de o luare de la capăt, de un început în condiții ideale, în condiții fără interferență a răului, fără prejudecăți, fără intenții rele, fără gânduri ascunse, fără planuri subversive, fără limitări în putere. Totul, totul este favorabil să fie bun. Nu e așa că e frumos să o iei de la capăt și să ai siguranța că vei reuși ca de data aceasta începutul să fie cu adevărat bun? Iubiți frați și stimate surori, Apocalipsa 21 ne prezintă Biserica lui Dumnezeu și Cetatea Sfântă ca fiind ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Mireasa, în sfârșit, este pregătită. Noi cântăm adeseori, de mult mă lupt să ajung mai sus, la ținta pusă de Iisus, dar tot mereu greșel mă înving și îmi dau seama că nu sunt pregătit. Că vine o vreme când mireasa este pregătită. De data aceasta însă, vremea la care se referă aici este deja după mileniu. Când deja biserica a uitat multe din experiențele trecute, din înfrângerile trecute, își amintește de realizare extraordinară datorată rănilor din palmele lui Iisus, datorată rănii din coasta lui Iisus Hristos. Dar deja biserica are experiență în neprihănire și acum este în sfârșit pregătită. Apocalipsa 21 cu 3 ni se spune: am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El, adică Dumnezeu, va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Noi vorbim la ora aceasta de părtășie cu Domnul. Noi vorbim despre importanța adevărului, despre importanța acceptării adevărului, dar înțelegem și căutăm să trăim realmente cu această gândire că adevărul de fapt nu este un set de norme, de reguli, nu este cu mult mai mult adevărul decât un set de legi, de coduri. Adevărul este mai mult decât a nu-l minți pe ăla și a nu-i spune corect celuilalt. Adevărul este o persoană. O persoană cu care credinciosul, când începe să aibă o relație reală, o relație permanentă, atunci el începe să experimenteze viața de calitate, adevăratul sens al vieții. El începe deja atunci viața veșnică, căci așa cum știți dumneavoastră, viața veșnică este veșnică nu pentru că este lungă, în primul rând fără început și fără sfârșit, sau cu început, dar fără sfârșit. Ceea ce definește viața ca fiind veșnică, viața veșnică, nu definește lungimea ei. Nu este veșnică pentru că e lungă fără sfârșit, ci este veșnică pentru că are o calitate. Și această calitate durează nesfârșit. Și când începi să simți, să trăiești, să experimentezi din calitatea vieții cu Dumnezeu, din calitatea părtășiei cu Dumnezeu, atunci începi să ai o pregustare a ceea ce va fi în împărăția lui Dumnezeu. Dar chiar și atunci aceasta este o slabă pregustare.
Însă vă rog să observați, atunci, Scriptura ne spune cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Cortul în care El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei. Observați cu, de câte ori revine. El va fi Dumnezeul lor. Ce experiență, ce timpuri. După ce în Apocalipsa 1 cu 10 ni se spune pentru prima dată că se aude vocea lui Dumnezeu în marele conflict, visul devine realitate. Nu mai este doar Dumnezeu acolo sus, ci Dumnezeu este printre oameni. Dumnezeu este cu oamenii. Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Și atunci, în ziua aceea, relația va fi perfectă. Imaginea căsătoriei este simbolul perfect a relației dintre Dumnezeu și poporul său. Omul pe pământ nu are o relație mai intimă, mai profundă, ca să-i poată folosi de ilustrație a relației cu Dumnezeu decât relația de familie, relația de căsătorie. Însă vreau să vă spun că această relație, atât de pervertită de păcat, ea într-un mod foarte slab mai reflectă ideea de unitate și uniune cu Dumnezeu, așa cum a dorit Dumnezeu la început să fie. Cetatea are slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie, ca și cristalul. Apocalips 21:11. Zidul era zidit cu iaspis și cetatea era de aur curat, ca sticla curată. Temeliile zidului cetății erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul. Vreau să vă spun că nu vor fi așa zidurile. Nu așa va fi cetatea. Aceasta este maniera cea mai încântătoare care putea să fie descrisă pentru oameni. În realitate, cetatea aceasta va fi cu mult, cu mult, cu mult mai mult. Dar cel ce este acolo are înfățișarea unei pietre de iaspis, de sardiu și scaunul de domnie e înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald. Cum este? Cum o fi asta? O persoană în felul acesta, strălucitoare, împietoare, încântătoare. Dumnezeu însuși este strălucirea cetății. Dimensiunile cetății arată perfecțiune. Dacă suntem obișnuiți că cifra 7 este simbolul perfecțiunii, de data aceasta, cifra 12 este repetată și iarăși repetată ca să arate cât de deplin, cât de armonios, cât de perfectă este cetatea sau sunt condițiile în care vor locui aleșii Domnului. 12 porți, 12 îngeri, 12 seminții, 12 temelii, 12 nume ale apostolilor, 12.000 de stadii, 144 de coți care înseamnă 12 ori 12, 12 mărgăritare, 12 feluri de fructe în pomul vieții, 12, plin, de plin, de plin, perfect, desăvârșit, extraordinar,
nu există niciun dezechilibru acolo. Asta este lumea în care vrea Dumnezeu să te ducă pe tine și să mă ducă pe mine. Noul Ierusalim conține ideea de universalitate. Are porți, este orientat în toate direcțiile, porți în toate direcțiile, către trei porți în fiecare punct cardinal. De asemenea, ea este deschisă către toți. Ceea ce ni se subliniază, cum am amintit, că cetate, în cetate nu se vede niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu este templul ei. Pentru că cel atotputernic, împreună cu mielul, sunt templul. Noul Ierusalim, orașul fără templu. Nu ne mai închinăm mediat, intermediat. Nu mai avem relație cu Dumnezeu prin intermediul. Nu mai avem relație cu Dumnezeu estompată. Ci avem o relație directă cu Dumnezeu. Cetatea nu are trebuință nici de soare, nici de lună, ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Așa este noul Ierusalim, orașul luminii. Locuitorii noului Ierusalim, cine sunt? Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Relația legământului, ei vor fi poporul lui și Dumnezeu va fi Dumnezeul lor. Cei care sunt sigilați sunt locuitorii noului Ierusalim. Cei care sunt închinători ai lui Dumnezeu. Ei au dreptul să intre în cetate pentru că au îndeplinit, au întrunit numărul de condiții solicitate. Știți ce se întâmplă în realitate? Cetatea, noul Ierusalim, coboară pe pământ. Și când coboară pe pământ, în ea sunt toți cei mântuiți. Și în mijlocul celor mântuiți este cine? Iisus Hristos, Dumnezeu. Și El va fi, spune Scriptura, totdeauna în mijlocul lor, totdeauna cu ei. Știți unde e tronul lui Dumnezeu la ora asta? Undeva în univers. Poate în centrul universului. Unii zic, unii autori inspirați zic, în al treilea cer. Alții vorbesc de al șaptelea cer. Dar ideea este că tronul lui Dumnezeu se găsește, sau locul șederii lui Dumnezeu se găsește undeva în centrul universului. Apare însă o problemă. Că după ce se va pune capăt răului din univers, pentru că această planetă a parcurs cea mai neagră experiență din istoria Universului, ea este onorată cu prezența lui Iisus Hristos permanentă. Tronul lui Dumnezeu se va muta pe pământ. Ce se întâmplă dacă tronul lui Dumnezeu nu va mai fi unde este și va fi pe pământ? Nu știm, revelația nu spune prea mult, dar te lasă să gândești în direcția aceasta. Înseamnă că galaxia începe să se învârte în jurul Pământului. Că alte galaxii în jurul galaxiei noastre, că se reordonează și se reașează întregul univers. Și toate acestea pentru că Dumnezeu și-a unit viața, identitatea, destinele, atât de profund cu ființa umană mântuită. Va fi totdeauna cu ei.
El va fi totdeauna Dumnezeul lor. El va fi totdeauna în mijlocul lor. Iubiți frați și stimate surori, noi nu știm ce înseamnă exact ceea ce descrie aceste profeții, ceea ce descriu aceste profeții. Dar ceea ce știm este că numai un Dumnezeu atotputernic, atotînțelept și atotiubitor poate să dea așa binecuvântări copiilor lui care au fost credincioși și adevăraților lui închinători. Că binefacerile și binecuvântările care urmează vor fi pe măsura înțelepciunii, dragostei și puterii lui Dumnezeu. Iar dumneavoastră puteți să aveți privilegiul, ca și mine, dacă vom fi credincioși lui Dumnezeu, dacă ne place viitorul și nădejdea pe care ne-a făgăduit, să avem parte cu El pentru totdeauna. E adevărat că în vremea aceea centrul și periferia Universului vor fi la fel. Și dacă vom fi în centru sau la periferia Universului, dar dacă Domnul este cu noi, dacă Domnul a hotărât să poarte trupul omenesc pentru veșnicie, declarând prin aceasta că s-a unit atât de intim cu noi, cum n-a făcut-o cu niciuna dintre creaturile sale, atunci înseamnă că ceea ce ne-a pregătit Dumnezeu trebuie să fie ceva foarte bun și foarte binecuvântat. Din acest motiv, iubiți frați și stimate surori, dragostea aceasta extraordinară a lui Dumnezeu trebuie să ne strângă, să ne determine să răspundem la iubire cu aceeași iubire. Mi-amintesc că odată cineva spunea că familia lui nu mai are nicio șansă. Nu mai are nicio șansă pentru că tovarășa lui de viață nu este capabilă să iubească. Și am spus, nu e adevărat? Cred că vorbim despre faptul că tu nu ești capabil să iubești atât de mult, nu ești capabil să cucerești o femeie, să o faci să îndrăgostească de tine. Cu timpul, lucrurile în cazul acela s-au schimbat. Și am semnale că constituie o familie cu adevărat fericită în condițiile noastre de păcat. Ceea ce este însă adevărat este că cu toate acestea, cu toate că la oameni se mai pot schimba direcțiile sentimentelor, uneori, deși Dumnezeu este capabil să iubească infinit, să iubească real, are înțelepciunea să-și manifeste iubirea, face tot ce se poate ca să ne strângă cu iubirea sa, cu toate acestea, inimii omenești mai sunt care rezistă dragostei divine, care nu se lasă cucerite, care nu se lasă inundate, care nu se lasă convertite, care nu se lasă schimbate și care nu se lasă mobilizate de El. Iubiți frați și stimate surori, ceea ce vreau să rămână ca idee în această seară este că există o lume mai bună. Lumea mai bună este acolo în cer. Dar Dumnezeu vrea ca lumea mai bună să fie aici pe pământ. Vreau să vă amintesc că Domnul nostru Iisus Hristos avea lucrurile acestea în minte când ne învăța cum să ne rugăm și când ne spunea: și voi când vă rugați să spuneți, precum în cer și așa și pe pământ. Uneori noi ne rugăm și zicem să vină mai repede ziua când, precum în cer, să fie și pe pământ. Dar Domnul zicea că noi trebuie să ne rugăm să fie precum în cer și pe pământ, nu după mileniu,
Nu după venirea Domnului Iisus Hristos în timpul mileniului doar, ci prin prezența sa în inima noastră să fie precum în cer și pe pământ, aici, în inima noastră, să fie precum în cer și pe pământ, în familia noastră. Din acest motiv noi trebuie să învățăm, să iubim. Să iubim în așa fel încât rugăciunea pe care o înălțăm zi de zi unii. Unii spunem Tatăl nostru zi de zi, alții nu spunem Tatăl nostru întreg în fiecare zi, dar măcar începem, măcar prima parte o spunem. Și dacă nu o facem, e bine să o facem. Dar să ne purtăm așa fel încât când zicem Tatăl nostru, precum în cer și pe pământ, facă-se voia ta, sfințească-se numele tău, să nu spunem minciuni. Să nu spunem lucruri în care nu credem, ci aceste declarații pe care le facem să fie cu acea credință care ne deschide mintea, care ne deschide inima și care face ca Iisus Hristos să se lășluiască cu adevărat în templul nostru și pe lângă noi să fie radierea împărăției lui Dumnezeu. Îmi doresc lucrul acesta cu privire la mine. Sufăr că uneori vă iubesc pe dumneavoastră, dar iubirea mea față de dumneavoastră nu are impact. Și asta înseamnă că mai am o problemă. Să mă rog Domnului ca să mă ajute, să-L iubesc pe El cu toată inima. Și fiindcă eu nu vă pot iubi pe voi, El să vă iubească prin mine. Și dacă se poate ca la rândul nostru fiecare dintre noi să facem la fel cu privire la aproapele nostru cel mai apropiat, la tovarășul de viață, la copiii sau părinții noștri, la frații noștri de credință și tot așa, tot să extindem. Până când Dumnezeu, când se va uita din cer, să zică bărbatul acesta sau femeia aceasta chiar crede în împărăția mea. Bărbatul acesta chiar dorește ca împărăția mea să se instaureze pe pământul acesta. Eu trebuie să binecuvânt credința acestui om. Noi eu trebuie să-i răspund credinței acestui om. Amin. Ajută, Doamne. Când vom face așa, iubiți frați și stimate surori, speranța va încolți în multe inimi din jurul nostru, de lângă noi. Noi vom fi și mai mult o influență de viață spre viață. Și atunci vom fi instrumente în mâna lui Dumnezeu pentru ca împărăția sa să crească, să umple pământul. Fie ca harul Domnului nostru Iisus Hristos să ne fie de ajuns. Uneori noi cerem lui Dumnezeu lucruri fără să știm ce cerem. Mi-amintesc de Pavel. Pavel s-a rugat Domnului. Se pare că Pavel s-a rugat multe lucruri pentru multă lume. Puține rugăciuni a făcut pentru el. Dar mi-amintesc de una semnificativă. Pavel a zis, Doamne, eu te iubesc. Eu am primit chemarea. Tu m-ai onorat, Doamne, când eu eram vrăjmașul tău, când te prigoneam pe tine și pe copiii tăi, tu m-ai onorat cu har, cu binecuvântare, ai venit la mine, ai intrat în viața mea, m-ai făcut un alt om, este extraordinar și de atunci eu vreau să te slujesc cu toată inima mea, cu toată viața mea, dar Doamne, am o problemă. Doamne, te rog, rezolvăm și mie problema. Și îți promit că nu atât de mult pentru mine, cât pentru tine. Doamne, vreau să fiu liber, să fac nestingherii lucrare, să nu mă împiedici, nimic să nu mă împiedice să fiu martorul tău până la margine pământului. Care ți-e rugămintea, Pavele? Doamne, am un țepuș. Ia un țepuș. Pavele, orice. Până aici. Cere-mi orice, dar când e vorba de țepuș, punct, nu discutăm. Doamne, dar mă chinuie, Doamne, dar fac mai greu lucrare. Pavele, discutăm orice. Nu despre țepuș. Îți răspund la orice rugăciune, dar despre țepuș nu se poate. Însă vreau să știu un lucru, Pavel. Cu țepuș, cu tot, harul meu îți este de ajuns.
Se poate ca tu să ai un țepuș. Se poate ca tu să rogi pe Dumnezeu socotind că rugăciunea ta are ca obiectiv o chestiune de viață și de moarte. Că este cel mai important lucru poate pentru tine ca pentru tine, dar pentru lume, pentru Dumnezeu, pentru univers este importantă rugăciunea ta să se vadă, să te rogi ca și Moise care zicea: Doamne, ce vor zice neamurile când vor vedea că nimicești pe evreii ăștia pe care i-ai scos slava ta? Vreau să-ți spun, frate și soră, cât ai fi tu de deștept, cât ai fi tu de perspicace, s-ar putea ca uneori să nu știi ce e mai bine pentru tine, ce e mai bine pentru lucrare și ce e mai bine pentru Dumnezeu. Un lucru însă, fii sigur că e bun. Dacă ai har de ajuns. Și Domnul ne dă har din belșug. Numai că noi deschidem inima atâtic și intră câte puțin, sau deschidem inima mai mult sau de tot și atunci beneficiem de maxim. Atunci când harul lui va lucra în noi, ne va pregăti pentru împărăția sa și noul Ierusalim va fi nu doar răsplata sfinților, va fi și răsplata ta, va fi și răsplata mea. Facă bunul Dumnezeu ca să intrăm cu toții în bucuria stăpânului nostru. Amin.